Făceam un bumerang. Pot să mor un câine? Dintr-o lovitură cu bumerangul meu? Da, pot. Este armă de vânătoare, frate, pentru bușimanii din Australia. Da. Bă, dar nu mor ăștia. Da. Mor. Da, s-a dus lumea. E o chestie ciudată cu capurile astea. Este un fel de, sunt un fel de coș de gunoi. Ia stați să vadă dacă merge. Da, cum vedeți, el mănâncă tot. Uite, un pickaxe. L-am mâncat. A, ba, nu. Pickaxe-ul nu l-am mâncat. Uf. Gunoi. Da, mi-a spus mult, știți, de cai, să-mi iau un cal, să-l numesc Fulge și nu mai știu cum, dar o să fac asta. O să fac. Gunoi vine cu mine? Am un coș de gunoi ambulant. Super tare. Hai gunoi. Hai gunoi, 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 gunoi. Hai gunoi, 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 gunoi. Stai afară așa dacă nu vrei să intri în casă. Eu încerc să fiu un om cu ea. Să mă compoft omenește. Și ea își bate joc de mine. Incredibil așa ceva. Ok, punem asta aici. Și acum vedem ce naiba fac eu cu o chestie de cu ouăle de paianjen. Așa. Oh. Pot să-l pun înapoi nou. Bă, ce mișto e. Ce mișto e. Am 3 ouă, le pun aici. O să fac o armată de paianjen. Paianjen care sunt subordonați mie. Uite pe gunoi. Chiar. Dar cred că e de ajuns, totuși. Înainte să-l ucid pe nenorocitul ăsta, numai din bumerange. Bă, asta e cea mai tare armă inventată de la pistolul cu spermă, încoace. Poți face absolut tot ce cu ea. Vezi musca aia? Unde te duci musca? Da, după cum ați văzut, muștile sunt foarte greu de nimerit, dar... Da! Eu sunt un vânător. Și un vânător vânează urși. E... Am primit 4 blănuri. Mișto.
Da. Omă, cât ce mișto e ăsta. Ce mișto e. Ce mișto e calul ăla. Ce mișto e calul. Are copite albe. Ok, îmi trebuie iron. Ok, Ok, am de ajuns. Am de ajuns. Unește. Așa. Sau cum era? Am uitat. Aha. Eram pe aproape. Eram pe aproape. Trebuie să-mi iau neapărat calul ăla. Ok, și un măr. Unde avem un singur măr? Sper că o să fie de ajuns. Ah. Ok, fulger. Fulger argintiu. Oh. Băi, băi, băi. De ce mi-ești unul singur? Pot să atac de pe el? Asta o să fie ca în metin. Na, nu vreau să risc. Așa. Am ceva de construcție la mine? Da, am. Să-ți construiesc un grajd lângă casa mea. Așa. Hai, fulger argintiu. Stai acolo. Stai. Intră. Este un ping în decor. Ok, deci facem mofturi acum. Așa. Să nu plece că mă enervez. Stai. Bă, bă, bă. Da, cu cal oricum pot să sar peste două de astea. Vine încoace, ca să pot să îți fac eu asta. Să nu fii rănit, dragule. Sau să nu fugi în gâtul mătii. Nu se fac acoperiș pentru că vreau să privească cerul înstelat noaptea și să-mi spună: ok, cum dracu mai de aici? Perfect. Ok. Trebuie să fac o ușă. Deși cred că el stă mai bine acolo decât stau eu. Nu mai am... Mai am aici cărbune. Nu mai am lemn, probabil.
Oh, ba da, mai am ceva lemn. Și eu tot am zis că, bă, că închei acum, nu știu ce. Dar nu mă pot abține, am un cal. Și împreună că îl voi cuceri lumea. Na. E full de argintiu. Da, oricum e o chestie. Tot nu poți să-l scodești pentru că e nevoie de 3 înălțime. Și de 20, cred. Ok, hai să mai fac încă o ușă. Ca să totuși să pot să ies cândva cu el la o plimbărică, știți? Yeah. Ce cu... Asta. Așa. Să vedem dacă acum merge. Ah. Da, la 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 la. Am un cal și-l cheamă Fulger Argintiu. Tarararu. Mă trebuie să mai găsesc un măr și o soție pentru Fulger Argintiu. Și să facă un copil. Un copil frumos. Credeți că arată nașpa? Da, credeți că grajdul e mai frumos ca casa mea? Eu sincer cred că da. Deci asta a fost tot. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să subscribe, share și ne vedem data viitoare cu un nou episod din Epicraft. Pa, pa!